Frumusețea naturii și peisajele desprinse parcă din povești ascund adevărate drame ale oamenilor care locuiesc într-un sat uitat de lume, dar mai ales de autorități. Pădurea ascunde casele modeste și vechi ale localnicilor, răsfirate de-a lungul unui drum plin de noroi. Satul este la aproximativ 2 km de comuna Vârfuri, drum pe care de multe ori copiii îl parcurg pe jos, prin pădure, pentru a ajunge la școală. Noaptea, satul este în beznă totală. Oamenii nu au beneficiat niciodată de iluminat public. Foarte rău, deoarece drumul nu prea există, nu se poate comunica, drumul e rupt. Nu se implică nimeni, că dacă s-ar implica, trecem în grădini la oameni, face gălăgie. Asta e. Apă? Apă avem fântânii noastre. Lumină publică nu e. Beznă totală? Beznă totală. Un singur bec acolo a rămas de când a fost fostul primar, când s-a făcut linia primată. E riscant, aici poate ieși și ursul. E riscant, a ieșit și ursul. Cam greu. Greu, drumurile nu prea sunt. Magazine n-au, n-are niciun de unde o lua un chibrit, o bucată de pâine vine foarte greu. Apă nu este. Apă nu e, canal nu e, iluminat public nici atâta. Lipsa apei, drumurile pline de noroi și lipsa iluminatului public nu sunt singurele probleme cu care se confruntă oamenii. Satul Cârlănești este împărțit în două din cauza drumului rupt. De aici drumul este impracticabil, deci nu se poate circula, să zic așa, ceva șanse cu ATV-ul, dar cu risc, pe o porțiune de 400-500 de metri. Pur și simplu aici satul se rupe în două. Nu se poate face legătura cu partea a doua a satului. Drumul este rupt din anul 2005, când au fost amlecări de teren, și de atunci oamenii nici măcar cu căruța nu pot trece să-și aducă lemne, fân și ce mai au nevoie. Ne mai vorbim de un deces, se chinuie prin grădini să scoată omul decedat. Primarul comunei Vârfuri, Petre Iuga, pare preocupat să asculte problemele cetățenilor, dar doar pare. Edilul nu a fost prietenos nici cu jurnaliștii noștri. Doar dacă se va schimba conducerea localității, oamenii mai pot avea o speranță la civilizație. Cel puțin asta spun sătenii. Nu vor minuni, vor și să aibă drum și iluminat. Atât. Acest lucru este posibil? Eu zic că da. O promisiune care, dacă am posibilitatea, e pariul meu. Trebuie onorată. Cârlăneștiul e un sat defavorizat.